În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Călăraș s-a votat în unanimitate destituirea Cristinei Drăgan din funcția de director al Liceului Tehnologic Nicolae Bolcescu din municipiul Oltenița. Decizia a fost luată după ce în mediul online a fost postat un filmuleț în care directoarea Cristina Drăgan agresa un elev. În momentul de față sunt în derulare 3 anchete pe marginea acestui caz. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș s-au sesizat din oficiu privind comiterea infracțiunii de purtare abuzivă, în prezent efectuându-se cercetări în vederea stabilirii situației de fapt. De asemenea, Mihnea Gabriel Tudone, președintele Consiliului Județean al Elevilor Călăraș, a solicitat public sancționarea sau demiterea din funcția directorului conform prevederilor legale. În mediul online a apărut o filmare ieri în care directorul Liceului Tehnologic Nicolae Bolcescu din Oltenița agresa un elev. Care este punctul de vedere al Inspectoratului Școlar și ce măsură a fost luată? Inspectoratul Școlar Județean Călăraș s-a autosesizat, nu a fost informat din școală despre acest eveniment total neplăcut. Am afirmat că am fost șocată și eu în momentul în care am văzut filmulețul. Și noi am luat atitudine imediat în limitele legii, în pașii pe care trebuia să-i respectăm din punct de vedere legal. Am instituit, prin decizia Inspectorului Școlar General, o comisie formată din 4 inspectori, 2 inspectori de management instituțional, unul dintre inspectorii de management care are și în subordine școala, unitatea de învățământ, domnul inspector școlar general adjunct și un domn inspector de învățământ profesional tehnic care de asemenea cunoștea mediul școlar de acolo. Aceștia s-au deplasat de urgență ieri, pe 19 mai. De asemenea, am convocat Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean în regim de urgență, astăzi dimineață, la ora 9. Eu am spus și ieri, am afirmat păreri personale, dar trebuia, conform legii, să înaintez propunerea mea Consiliului de Administrație al Inspectoratului și prin votul comisiei de Consiliul de Administrație să luăm deciziile. Prima soluție pe care noi am văzut-o, din punct de vedere legal, pe care puteam să o aplicăm, a fost destituirea din funcție a doamnei director, care exercita temporar, prin detașare, această funcție. Am propus Consiliului de Administrație al Inspectoratului destituirea din funcție, a fost votată în unanimitate. Între timp, am primit pe mailul inspectoratului, undeva la o oră foarte târzie aseară, la o oră târzie a ajuns, mail cu cererea de demisie a doamnei director. A fost înregistrată astăzi și prezentată și aceasta pe finalul Consiliului de Administrație, când am intrat în posesia ei. De asemenea, în Consiliul de Administrație al Inspectoratului vom transmite către școală, s-a transmis și ieri de către Comisia de Inspectori, ca Comisia de Disciplină a școlii să efectueze o anchetă, investigații în acest sens, să înainteze Consiliul de Administrație al școlii, al unității de învățământ, constatările lor, care la rândul lor vor înaintra către noi, către Consiliul de Administrație al Inspectoratului, constatările Comisiei Disciplinare ale Unității de Învățământ. Doamna director, vă ocupa în continuare funcția de cadru didactic în Unitatea de Învățământ? Din momentul ăsta putem să îi spunem doamna profesor, nu mai este doamna director. Momentan, câtă vreme ancheta este în curs și sunt 3 anchete, ancheta poliției care s-a autosesizat, deci nu, inspectoratul nu are legătură cu sesizarea poliției, s-au autosesizat. Ancheta inspectoratului prin Comisia de Inspector de Management Instituțional continuă și ancheta unității de învățământ prin Comisia Disciplinară de Disciplină. Deci sunt 3 anchete care trebuie coroborate și în urma acestuia, în urma corelării rezultatelor celor 3 anchete, se vor lua decizii cu privire la calitatea de cadru didactic a doamnei profesor. Aveți ceva de transmis cadrelor didactice pentru a evita apariția unor astfel de evenimente pe viitor? Sunt profesor de matematică de 14 ani aproximativ. Iubesc foarte mult meseria. Vreau să cred că am contribuit la formarea tinerelor cadre didactice, fiind titular al liceului pedagogic de atâția ani. Și sunt convinsă că am transmis măcar puțin din dragostea mea pentru această meserie.
Și vreau să-i rog din tot sufletul, atât pe colegii profesori, cât și pe colegii directori, am să le spun asta și în ședințele cu directorii, nu numai acum, ci pentru mult timp de acum înainte, de asemenea colegii inspectori le vor spune, să respectăm regulamentul de ordine interioară, să-i sancționăm pe elevi în limita legii, așa cum trebuie, dar mereu să aplicăm dragostea de meserie. Și vreau să cred că ne-am ales meseria asta din vocație și nu altfel. Sub nicio formă nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat. Superiorii noștri din minister, domnul ministru a avut o declarație de presă și ieri și am să citesc doar puțin din ceea ce a spus dânsul, toleranță zero la astfel de evenimente.